Un moment de cumpănă este legat tot de nașterea Tarei Maria, deci nașterea fetiței mele, în dimineața zilei de 4 septembrie, când am adus-o pe lume. Un medic era de gardă, un medic specialist ginecolog, mi-a investigat cazul, mi-a spus să... în viața mea. Îmi amintesc că de ce a fost această perioadă grea pentru mine, pentru că după ce am adus-o pe Tara pe lume, nu am putut pleca din spital. Și am stat 14 zile în spital cu ea pentru a lua în greutate. Greutate, da. Și această perioadă m-a surmenat foarte tare. Ea avea sub 2 kg și din oră în oră vroia să mănânce. Și acest efort susținut al meu și-a pus amprenta și la un moment dat, la câteva zile, a venit soțul meu, Dan, și Antoni avea 11 ani atunci, au venit la mine în vizită. Și nu mergea liftul, am coborât vreo 5 etaje pe jos. Și la un moment dat, pe la etajul 1, eu am căzut din picioare pe treptele scării. De epuizare. Și m-am rezemat așa, am căzut lângă soțul meu, nu m-a ținut. Și au început să râd așa, ce se întâmplă cu tine? Caz pe scări, ce ai? Ce... Nu înțelegeau că eu eram extenuată. Și nu mai coborusem scări timp de 2 săptămâni. Odată am coborât cu liftul, m-am dus la evenimentul acela. Și... Adică ați plecat din spital, v-ați dus la eveniment și v-ați întors în spital? Da. Deci ați lăsat copilul în spital? Am plecat, m-am îmbrăcat în costumul popular. M-am dus, mi-am schimbat costumul popular și m-am dus în spital, la fetiță, înapoi. Când a venit prima dată băiatul pe lume, ce ați simțit? Deci a fost cea mai mare bucurie a vieții mele. Primul băiatul, pentru că așa atunci când am văzut că este sănătos, pentru că mie, pe timpul sarcinii, făcând așa o paranteză, pe timpul sarcinii, mi s-a spus că la ambele sarcini mi s-a spus că vor avea sindromul Down copiii mei. Deci așa mi s-a spus. Și la Anthony mi-am luat acest risc. Pentru că atunci era foarte periculoasă acea procedură cu morfologia fetală, să fie. Dar nu era o injecție și era o procedură foarte complicată și mi-au spus că există riscul de 50-50% să pierd sarcina. Și atunci mi-am luat riscul acesta că e posibil să am copilaș cu sindromul Down. Da. Și v-ați asumat odată cu venirea? Era vorba de injecția aceea care se numește amniocenteză. Da, da.
Da, care ia un lichid din sacul amniotic, din lichidul acela amniotic, se ia din lichid și se duce la analize și atunci îți poate spune cu acea probă, după o analiză așa complexă, îți poate spune dacă copilul are sau nu sindromul Down. Și v-ați rugat pe perioada sarcinii și ați simțit că copilul va fi bine? Deci nu vreți să știți în ce stres am stat timp de 5 luni. Până am născut copilul și pentru mine toată perioada aceea când, până să-l nasc, nu am simțit durerile pentru că eram atât de nerăbdătoare și să-i văd fața și să văd ce îmi spun medicii și să știu că este sănătos. N-am simțit durerile. Practic eram amorțită, cu toate că am născut natural. Mă gândesc cât suferința a fost în sufletul dumneavoastră de mamă, numai să, cu atâta nerăbdare să așteptați momentul, atâția ani, da, și după să primiți încercări. Vestea. Da. Și după multe decepții și am avut multe suferințe pe seama. Și totuși v-ați asumat din nou când a venit și fata pe lume, riscul, da, acesta. Da, între Antoni și Tara am mai pierdut o sarcină și spun așa, să vezi ce înseamnă și dăruirea pentru artă. Acea sarcină am pierdut-o când eram în recital, într-un recital, în 2004, la festivalul Cerbul de Aur. Eram în scenă. Eram în scenă, pe scena Cerbului de Aur. Și atunci am simțit că ceva s-a întâmplat, mi s-a făcut rău, dar cu toată starea aceea am fost nevoită să-mi continui recitalul, pentru că stăteam în scenă, eram mai mulți interpreți în același timp în scenă și în timp ce așteptam să-mi vină rândul să cânt, mi s-a făcut rău. Dar eu am rezistat, am cântat cu starea aceea și am plecat și am ajuns a doua zi la medic, deja era târziu, pentru că era pe timpul nopții. Și am pierdut o sarcină atunci și mă simțeam cumva neîmplinită că nu aveam mai mulți copii. Eu întotdeauna mi-am dorit 4-5 copii. Și eram atât de fericită că îl am pe Antoni. Antoni este un băiat extraordinar, deci dăruiește atâta dragoste și știe să respecte. Este un copil foarte bine crescut și sunt mulțumită de felul cum s-a format el ca bărbat. Și, dar totuși îmi lipsea ceva. Deci atunci îmi lipsea ceva. Simțeam că mi-ar fi plăcut să am mai mulți copii. Și la diferență de 11 ani a venit Tara Maria. Am doi copii sănătoși pentru că a fost așa foarte traumatizant să știi, să ți se spună asta după un set de analize, să ți se spună că s-ar putea să nu se știe. Normal că... Dar ce îndemnați mamele sau femeile care vor să devină mame și iată că mai intervine eroarea medicală de această dată, să creadă în Dumnezeu și să se roage? Și să facă multe investigații medicale, deci este foarte important pentru că acum sunt alte posibilități. Eu când am avut sarcina cu Anthony, era în 1999 și eram chiar în Canada, dar să știți că și medicii de acolo merg pe ideea aceea de a lăsa, deci sarcina este ceva natural, trebuie să se deruleze totul natural, așa cum vrea organismul tău, nu trebuie să-l ajuți, pe ideea asta merg, deci nu știu dacă acum procedează la fel, dar acum sunt foarte multe posibilități, deci le-aș sfătui să facă investigații, tot ce se poate, dacă cumva intervine vreun semn de întrebare. Și bineînțeles că cred că mai este și puterea lui Dumnezeu.